Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem un fier de lumină la apusul soarelui, înainte de a începe noaptea. Un gând bun și în această zi de zi împreună, pentru ca sufletul nostru să-și găsească liniștea prin care să înfrunte întunericul. În seara aceasta avem un cuvânt din Efeseni, în capitolul 6, versetul 18. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri și într-o aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Suntem într-o perioadă în care, concentrați pe rugăciune, am crește spre sfințenie. Dacă am dat deoparte frica, teama de ziua de mâine, am fi eliberați sau ceea ce spuneam ieri seară, ne-am face stăpâni pe sinele nostru rugător. Poate că e momentul să reînvățăm să ne rugăm, poate e momentul să reînvățăm să spunem cuvinte frumoase, să le dăm conținut, să le rearticulăm, să le reconstruim într-un fel sau altul în fața acestui tumult, acestui zgomot aproape infernal care ne fură sufletul și ne dăruiește frica. Cuvântul acesta al Scripturii se potrivește cu un cuvânt tot din Schimonahia Gavrilia, cea care aseară ne încânta cu creșterea. Când omul încearcă să se smerească rugându-se, multă dragoste primește sufletul său. Atunci nu mai e afectat de marile schimbări. M-am îmbolnăvit? Minunat! Aceasta a fost în planul lui Dumnezeu pentru viața mea ca încercare. Va trece. Am pierdut pe cineva iubit. A venit vremea ca el să meargă la o altă viață, pentru că așa a trebuit să fie. Iar viața către care merge e Hristos. Cum altfel ai putea să supraviețuiești zilelor în care cei dragi îți pleacă, cei bolnavi se turbură și se îndepărtează și ei, sau când propriul tău suflet sau propriul tău trup este neputincios? Poate doar gândindu-ne atenți la împărăția lui Dumnezeu, la ziua de mâine și neînserată a împărăției lui Dumnezeu, trăim mai cu adevărat întâlnirea cu El și mai cu adevărat întâlnirea cu noi înșine. Pentru că până la urmă, desăvârșirea noastră este acest urcuș duhovnicesc în rugăciune, în postire, în sfințenie către Dumnezeu. Zilele acestea parcurgem împreună iarăși și iarăși, val după val, greutatea vremii în care trăim și a lumii în care trăim. De fiecare dată suntem încercați și încercăm să-L găsim pe Dumnezeu vinovați către unii, alții căutăm să fie vinovați ceilalți care oricum se aruncă în foc pentru noi, în timp ce noi stăm pe tușă, admirând bătălia. E momentul să ne strângem unii între alții și, întorcându-ne fața către Dumnezeu, să-I cerem în stăruință, în cerere, în priveghere, să fie El Duhul care domină. El să ne aprindă urechea, pentru ca focul să, ca urechea să ascultă focul Duhului Sfânt, să ne aprindă ochiul, ca ochiul să vadă focul Duhului Sfânt, să ne aprindă limba, să ne vorbim nouă înșine și celorlalți cuvintele aprinse de Duh ale Învierii. E momentul de fiecare dată să ne aducem aminte că seara suntem dinaintea rusalilor ce vin, pentru a putea primi harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mâine e o nouă zi.